Pentru ce ați votat astăzi, domnule Florin Roman? Pentru că Alba Iulia să rămână un oraș de dreapta, ca să ne mai întoarcem 10 ani înapoi. Am votat pentru Sebe și Turda, pentru primul ghiozdan, pentru internet la țară, pentru sacii, pentru tineri, pentru lucruri făcute pentru oameni și nu pentru povești. Am votat pentru un tandem cu primarul Sibiului, astfel încât să schimbăm fața Ardealului și a județului bine. Ce așteptări aveți acum de la rezultate? Eu sunt foarte liniștit, am făcut tot ceea ce a depins de mine. Astăzi doar oamenii au puterea de a schimba lucrurile. Eu sunt, v-am spus, foarte liniștit, am făcut tot ceea ce s-a putut. Tot ceea ce îmi doresc este ca lumea să aibă spirit civic și să iasă la vot.